Zi cu mari emoții pentru absolvenții de clasa 8-a, dar și pentru părinții acestora. Elevii au susținut prima probă de la evaluarea națională, cea de limba și literatura română. Urmează miercuri proba la matematică. Cu toții speră să treacă cu bine toate testările pentru a se bucura de vacanța de vară, pe care o așteaptă cu nerăbdare. Prima probă de evaluare națională, cea de limba și literatura română, a adus mari emoții nu doar copiilor, ci și părinților. Mulți dintre ei s-au învoit de la serviciu pentru a le fi alături la unul dintre cele mai importante examene din viața lor. Așa că, timp de 2 ore, nu s-au clintit din fața instituțiilor de învățământ. Aceștia spun că emoțiile lor sunt poate mai mari decât cele ale copiilor. Emoții mari, da, foarte mari. Sper să nu le transmit și fetei. Ce sperați să-i pice la examen? Ceva ușor și să știe, să-și controleze emoțiile, de învățat a învățat, să-și controleze emoțiile și să se concentreze. Credeți că greva profesorilor i-a afectat? Credeți că vor lua note mai mici pentru că nu au mai făcut ore la clasă în ultima perioadă? Nu știu ce să zic, română și matematică au făcut în fiecare zi, plus meditațiile care au fost tot anul. Sper să nu-i fie afectat, dar nu cred. Nu cred că i-au afectat. Astăzi am simțit să-mi iau liber, așa, să o susțin pe fiica mea și am simțit să-i fiu alături și astăzi. Unul dintre cele mai importante examene din viața ale fiicei, aveți emoții? Sincer, da, dar trag nădejde să nu-i transmit așa și să o încurajez de la distanță și acum. Poate avea emoții? Cred că un pic așa în sinea ei, da, dar s-a ținut foarte bine. Elevii de clasa 8-a au avut la evaluarea națională de limba română 2 texte suport. La cel de-al doilea subiect au avut de scris o compunere în care să o caracterizeze pe Lia, personajul din textul lui Ioan Slavici. Mulți dintre cei care au ieșit din sala de examen au fost mulțumiți de subiecte și speră să ia note cât mai mari. Iar părinții au fost și ei bucuroși să-și vadă copiii optimiști. Am avut eu foarte mari emoții, el se pare că nu așa de mult. Să sperăm că o să fie bine. De ce ați avut atât de mari emoții? Probabil și din cauza pandemiei, că am avut 2 ani de pandemie în care am lucrat de acasă și datorită grevei un pic, că am avut o perioadă în care am stat acasă cu minți, prea cu minți. A fost bine, a fost puțin greu, unele subiecte au fost mai grele, dar majoritatea erau ușoare. Ce subiecte ai avut? Am avut subiecte de gramatică, de răspuns la întrebări la un text. Și să facem o compunere. Acum sunt emoțiile, așa îl văd eu, că acum are emoții mai mult. N-ați scăpat de ele? Nu. Bine. Acum sunt bine, da. Mai avem un hop, dar sperăm să treacă cu bine. A fost foarte bine, spre surprinderea mea. Chiar mi-au plăcut foarte mult subiectele și mă așteptam să fie mult mai greu. Mă așteptam să pice liric și cu mesaj pe care nu prea îl stăpânesc foarte bine, dar... Spre surprinderea mea a fost foarte bine și chiar mă bucur și cred că o să iau notă mare. Ce notă crezi că vei lua? Cred că o să iau de la 9 în sus, pentru că m-am descurcat foarte bine. Cu zâmbetul pe buze! Cu zâmbetul pe buze, da! De ce? Sunt fericită pentru că copilul meu este fericit. A ieșit cu zâmbetul pe buze și atunci sunt și eu cu zâmbetul pe buze. Suntem fericite! Credeți că va lua notă mare după cât știți dumneavoastră că a învățat? Am încredere în copilul meu și știu ce poate și tot timpul am avut încredere în copilul meu și sunt mândră de copilul meu, indiferent de ce notă ia și are locul cel mai sus aici în inima mea. Pe lângă că a picat caracterizarea, ceea ce mie mi-a plăcut foarte mult, frazele au fost foarte ușoare și tot a fost perfect. Caracterizarea cui? A personajului principal, Lia, din primul text. Credeți că greva profesorilor a afectat cu ceva notele sau va afecta notele elevilor sau nu? Cine a învățat, a învățat. Eu vreau să spun că doar cred în copilul meu și în performanțele lui. Mulțumesc frumos! Crezi că te-a afectat cumva greva profesorilor sau nu? Din punctul meu de vedere m-a afectat, însă puterile mele au învins până la urmă, m-au ajutat. În județul Hunedoara, aproximativ 2800 de absolvenți ai clasei 8-a s-au înscris pentru a susține examenul de evaluare națională. Examenele naționale au început, iată, debutăm cu evaluarea națională pentru absolvenții clasei 8-a. Noi am organizat examenul în condiții optime, avem în comisii suficienți membri. Considerăm că am luat toate măsurile astfel încât toți candidații să aibă șanse egale. Le dorim mult succes și să sperăm că vor primi note pe măsura muncii depuse.
În județul Hunedoara, evaluarea națională se desfășoară în 16 centre de examen, iar evaluarea lucrărilor se va realiza în 2 centre zonale de evaluare. Avem înscriși 2798 de elevi. Așteptăm confirmarea numărului de absenți, se mai face o verificare. Au fost probleme până acum? Nu, până în acest moment nu s-au identificat probleme. Broșurile au fost distribuite la elevi în intervalul orar precizat de calendar. Primele rezultate la evaluarea națională 2023 vor fi afișate pe 28 iunie. Cei care sunt nemulțumiți pot depune contestație pe data de 28 iunie după anunțarea rezultatelor și pe data de 29 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 iulie.